Bună ziua, domnule consilier! Am venit de neamă la ședința ordinară din date de 19.07.2021. Sunteți convocați la participarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Muzii Cărugă în Tresul Paco, ședința care se va ține la sediul primăriei locale următoare proiecte a ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.05.2021. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 6.06.2021. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, plan urbanism zonal, dezvoltare aeroport internațional George Enescu Baku, proiect inițiator domnul primar. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea definitivă a documentației de urbanism numărul 2 din 2020 pentru PUZ, în vederea aprobării introducerii din Sarvilan din Intravilan, la suprafață de 10.308 metri pătrați, pentru realizarea obiectivului construire platformă tehnologică pentru lucrările comisionării produse finite, tâmpărie, PVC și aluminiu, sticlă termoizolantă, beneficiar SNC Electric plus SRL, proiect inițiat domnul primar. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de testare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferent de programul pentru școli armonie pentru perioada 2021-2023, proiect inițiat domnul primar. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare temporară unui sector din drumul județean DN19 Bacău de la kilometru 3,230 până la kilometru 7,230 cu lungime de 4 km situat pe raza comunei Luizii Călugără din administrația de serviciu public județean de drumul Bacău în administrația Consiliului Local a comunei Luizii Călugără în vederea aprobării dării de administrare prin hotărârea Consiliului Județean Bacău 3, inițiat domnul primar. Punctul numărul 8. Regulare privind primirea oarcă de aici biserica în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Adin și modificarea actului constituțional și a statutului acesteia, proiect inițiat domnul primar. Punctul numărul 2, 9, diverse. Dacă sunteți de acord cu proiectul ordinii de zi și cu suplimentarea acestea? Practic, inițial aveam un proiect, pentru că la care s-a dat cea de privește primirea nativă a comunei de Bistrița. Este o modificare. Aveți... Deci dacă sunteți de acord cu proiectul ordinii de zi, supunem spre aprobare. Cine e pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Dacă aveți obiectiuni la procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.05.2021. Dacă nu sunt obiecțiuni, supunem spre aprobare. Și e pentru? Unanimitate. Supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.06.2021. Dacă sunt obiecțiuni, dacă nu, supunem spre aprobare. Cine e pentru? Unanimitate. La punctul numărul 3. Alegerea președintelui de ședință. Au fost doi de la PNL, au fost participat și la PSD, o persoană. Avem un doritor la altă parte din care... Domnul Dobor Jaugustin. Cine are onoarea ca să promit să propună? Domnul Dobor Jaugustin? Nu. Nu. Ține seama. Bun, nu, ok. Ok. Domnul Cojani, nu? Eu sunt puțin mai experimentat. Ca să... Da, bun. Hai de propune? Din apus de loc. Bun. Domnul Solomon Iosif. Domnul Cojani. Facem Cojani. Domnul Cojani. Cojani. Ok. Ce avem o propunere? Nu. Acceptați? Votăm? Da.
Deci, în unitate, domnul Cojan, nu a desemnat președinte de ședințe pentru august-septembrie-octombrie 2021. Proiectul numărul 4 face referire la planul la Fuzul, la planul urbanistic zonal, care are în vedere dezvoltarea aeroportului internațional George Bacovia, George Enescu, Bacău și, după cum ați consultat documentația și harta în comisie, are impact asupra zonei de după centură a Oatelui Zicălugura. Practic vor fi, se vor lăți străzile, drumul județean care pleacă de la Pepo, la Sarata, partea asta, o să fie de 4-5-2. De asemenea, o să fie introdus o parte din OAT în intravilan, se va schimba redecorosința terenului. Și cam asta, între astea sunt principale modificări. Bineînțeles, astea sunt propuneri pe, din discuțiile avute la Consiliul Județean, pe termen mediu. Eu consider oportun acest proiect și rugămintea mea este să-l votați. Sunt de ceva acolo, nu? Da, facem o listă. Da, am listă. Lucrurile alea sunt care de făcut cu mine sau vor să iese între ei? Pentru că să nu se întâmple iar aceeași problemă, cum s-a întâmplat și cu centura, că oamenii o să fie despăgubiți, nu se știe. Deci aici e toată chestia. Problema despăgubirii, și a cuantumului și a momentului în care vin aceste despăgubiri, nu puteam să discutăm acum. Efectiv, nu știu cum se va întâmpla. Cert este că cel care administrează situația, sunt persoane de până acum a fost cine eu, ce a fost cine ADR. Și în prezent o să fie Consiliul Județean. Consider că oricum, la suma care, într-adevăr, cea mai mare problemă e suma. Nu atât moment. Prețul de piață a terenului era undeva la 27 de euro cenți, undeva la 2,4. La momentul în care s-a făcut expropierea inițială. Și, într-adevăr, suma e derizorie. Dar dacă va intra prima oară în intravilan și după aceea vor fi expropierile, pe aceeași considere și pe același model de comparație, vor crește. Acum, pe lui Zicălugăra, undeva era 0,27, mai 0,30 de euro cenți metru pătrat extravilan, intravilan undeva la 9 euro. Adică, oricum, suma ar fi mai mare. Nu putem condiționa? Dacă e sus, nu. Dar nu am văzut poziția la aiterarea asta, așa că... Haideți să ne primăm așa la rând. Da, așa. Deci, dumneavoastră spuneți că trebuie să luăm pământul oamenilor, practic. N-ar fi trebuit să fie în prealabil o consultare publică, adică și oamenii aceia să fie înștiințați. Oamenii știu că o să fie expropiați? Suprafața expropiată e foarte mică. Nu este tot mare. Totuși, chiar și acea palmă de pământ, până la urmă ia omul. Eu aici nu vă să dau un vot, dar fără ca omul acela să știe că o să îi se ia palma aceea de pământ. Eu n-am nicio autoritate, chiar și dacă sunt în Consiliul Local. Ce înțelegeți prin consultare? Dreptul la proprietate este... Nu, consultare publică. Ce înțelegeți? Consultare publică, dacă ziceți că nu e cu fața foarte mare, măcar să purtați o discuție cu cei în cauză. Identificăm proprietăți. Da, eu vreau să-mi explic votul, dar deci nu cred că o să votez pentru. În aceste circunstanțe, pentru că sunt oameni, noi suntem oameni și nu pot să mă uit în ochii lui și spun, domnule, îmi pare rău, făceau tenere. La doi lini. Bun, câștigul oricum ar fi mult mai mare, că ar crește valoarea terenului în zona respectivă, dar în același timp și eu sunt de acord, n-am nimic împotrivă pentru o consultare publică. Putem să o amânăm pentru următoarea ședință
și să facem o consultare, o să punem și pe internet și peste tot și să ne mă pun de vedere. Și persoanele care au fost expropiate la centură sunt foarte revoltate, nemulțumite. Sunt și numeroase dosare. Eu nu cred că ar trebui să procedăm cum îmi pare rău s-a procedat înainte. Pentru că totuși, aici am reprezentat de un... Noi avem în spate niște focuri. Dacă eu, împreună cu colegii mei, votăm pentru și s-ar putea să fie un om care m-a votat pe mine, eu practic nu mai sunt reprezentativ pentru acea persoană. Nu, dar nu e vorba de aia, în vedere că pentru Consiliul Județean, eu zic să se consulte proprietarii care cu terenul. Asta de proprietar. Exact, dacă proprietarii zic ok, ok, dacă nu, nu. Propun amânarea acestui proiect următat pentru altă ședință. Da, un alt punct de vedere la Anșor, dacă se poate mai întâi trece în Calilantele, după aia se cumpere să... Dar nu se vină cu așa înșa. Păi tocmai asta face puzul, prin puz face. Prin puz e modalitatea în care se trece o suprauză de teren din extravilan, intravilan. E singura modalitate. Noi nu putem, tot puz trebuie să facă. Dar... Bine, aici nu se vorbește de expropriere, dar... În același timp, și eu consider că... Adică, în ce vor fi introducerea din intravilană? Câți metri de la drum? Cedăm noi 10 metri fiecare să la dreapta, pe unii cât de introducem intravilană? 50 de metri? Că tot zona sau cât? Este zona de la centură în sus, toată zona. Am înțeles, da, am și eu pe deci toată zona ar fi o chestie de ajută aici. Noi. Bă, da. Dacă e toată zona. Dacă e numai pe marginea drumului intravilană, ați văzut în raportul de specialitate, este vorba de 688 hectare, dar nu este de pe lui Zicălugăra pe toate, este pe Bacăului Zicălugăra și Bucat Narcisa. Și eu consider oportun să facem o consultare publică. Și să, de în același timp, să mai cerem câteva... Detalii, mai detaliate. Adâncimea și cât ar intra în... În apăta pe de trebuia să ne înțelegem. Din câte ține în minte, trebuia să ne dea un aviz și nu mi l-au dat la ceva. Cine? Aceasta autoritate sau Consiliul Județean prin domnul... N-a avut ce problemă. La viață, nu știu, poate așa. La aeronautică, dar ține de bine este. Era ceva. Nu. Eu vă propun să votați cu retragerea de pe ordinea de zi acestui proiect și o să discutăm la o altă ședință. Da. Cel mai bun. Să punem la vot. Da. Deci retragem de pe ordinea de zi. Da. Deci, în temeiul articolului 137 din iniatul 11, inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța în orice moment la susținerea acestuia. Retragem. Și îl prorugăm pentru altă ședință. Punctul numărul 5 este vorba tot despre un punct, despre un plan urbanistic zonal. Acesta are în vedere aprobarea introducerii din extravilan în intravilan a suprafeței de 10.308 metri pătrați pentru realizarea obiectivului construirii platformă tehnologică pentru lucrări comisioane, etc. Electric Plus este vorba despre binecunoscuta barieră. Terenul este proprietate privată acestei firme și acest lucru oricum este în interesul comun, ca să fie și categoria. Aici nu știu dacă comportă multe discuții. Dacă nu pășesc, mi-am mai trecut odată prin Consiliu. Nu, eu fost la avizare. Și acum ai aprobat. Da, deci s-a primit avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean în Vaslui. Și în urma avizul favorabil urmează să se aprobe documentația definitivă a documentului Consiliului Urbanism. Vederea aprobării introducerii din extravilan în intravilan, a suprafeței de 10.308 metri pătrați. Dacă sunt obiecțiuni, dacă nu, supunem că... Cine e pentru? Ok. Unanimitate. Așa, de fapt, și proiectul de la de la
cele privind. Punctul numărul 6. Proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării de rulări la nivel local, procedură de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative a terenului programului pentru școli al României pentru perioada 2021, proiectul înțelepciunii. Este vorba dacă dorim schimbarea modalității în care au fost până acum atribuite contractele pentru elevi în ceea ce privește laturile și formă. Sunt bani guvernamentali, până acum toate procedurile privind licitația și semnarea contractelor au fost făcute de către Consiliul Județean. Consiliul Județean ne întreabă dacă vrem noi să preluăm sarcina lor și să facem noi licitația, să alegem o persoană sau un prestator care să asigure aceste servicii școlii. Ce ne adică? Banii sunt de la putere. De la putere. Eu zic că ar fi o copunță de oameni. Nu, dacă ar fi și un întreprinzător de la noi din comună. Întreprinzător, de-am nostru, ca să... A fi oportun, dar așa, dacă nu le-am mai bine. Nu avem niciun acest domeniu de activitate? Nu avem. Dar se poate găsi cineva serios, care să nu am domeniu de stricate la copii. Da, până la urmă nu e o mare chestie. Eu consider că modalitatea în care și raportul pe care Consiliul Județean Guvern și rectificările de bugete și așa mai departe, ar fi mai util să rămânim în aceeași formă. Din moment ce serviciul a fost prestat la o calitate ireproșabilă, eu zic să mergem înainte sub aceeași formă. Să nu avem noi și încopte sau probleme după aceea aici. Sunt anumite condiții, vorba de alimente, undeva un pic mai delicată treaba. Mai e o sarcină în plus. E o sarcină în plus, solicitație. Cu timpul ultimul la licitație, și o dată să iei plătitarea. O să iei plătit până la ce rând. Am zis, a spus, e reproșabil, dar au văzut cineva ce primesc copiii. Da. Primesc ceea ce primesc în toată Dorsilețul. Și în toată România, adică dacă... Eu mă stricat, adică e ok. Da, nu, spate-ți foarte bine. Am văzut că nu există problema asta. Dar este problema, întreba și profesorii. Nu, 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 este stricat nimic. Am fost acolo, am văzut că să nu e așa stricat. Dar am vorbit acum în Consiliu, am avut ședința cu două, trei săptămâni. Nu, dar merele stricate sunt peste tot, nu ca la lui. Dacă tu faci dependent, o să fie menținut, tu la fel, o să ajungi printre lucruri. Da. Merele în orice caz se îndrăitește, să știi. Da. Important, nu mai merele, să au batoane, cor. Nu se cunosc că la tare știi de asta. Ok, hai să vedem. Bun. Eu sunt pentru a merge în continuare pe acea procedură. Dar măcar un om delegat să asigure calitatea sau ceva. Se fac foarte multe controle de filiera asta. Și în școli, dar și la instituțiile care... Să avem și noi microfon de structură, practic. Asta e... Dacă nu fac, tot contact. Din partea Consiliului. Prea la școală. Din primele s-au mărăriți la școală. Toate e obligații. Deci, dar n-am trebuit să-i sperat. Nici la fel, nici baton, nici o originală. Dar dacă poate dai din măr, așa, cu tine, nu fii. Dar mă rămâne să fie natural. Ce să facem? Nu mai am, nu pot să... Dar domnul Ore, copilul meu sau dumneavoastră nu stă în mărul ăla, dar poate alt copil stă în mărul ăla. Am înțeles. Am făcut de exagerare. Tehnologia care o are... Vreți să exagerești tu? Am înțeles. Haideți să punem la vot. Nu exagerăm. Deci cine este pentru neasumare? Adică să continui în procedură, cum a continuat în tot aceea așa. Să punem la vot. Unanimitate. Proiectul numărul 7 prevește aprobarea solicitării noastre de preluare temporară a unui sector de drumețea. L-am mai discutat și la cealaltă ședință. Ați alocat și resurse financiare pentru investiții pe drumul județean.
Și acum suntem în situația în care direcția de drumuri județene ne-a dat avizul pozitiv, este de acord. Urmează ca noi astăzi să punem la vot și dacă suntem de acord să mergem la Consiliul Județean, săptămâna viitoare când va fi ședință sau sperăm să obținem votul în Consiliul Județean, după aceea putem să începem să facem o îmbunătățire pe drumul județean. Nu prea văd, cum să mă explic. Ce să preluăm noi? Noi dăm voie să facem lucrările care am propus noi, de exemplu, șanțuri, trotuare. Nu putem lucra noi acolo fără aprobarea... Șanța aparține Consiliului Județean. Dar ne dă voie să facem șanțuri noi, să întreținem absolut tot. Dacă preluăm noi tot, vă dați seama că noi să trebuie. Dacă vă uitați la aprobare, este până la recepția finală a lucrării. Adică noi, în cât timp terminăm lucrarea, avem fără nicio problemă înapoi. Nu avem până la 1 sau 3. E temporal, dar am văzut că e temporal. Temporalul ăsta poate să fie 3 ani. Cine de să spune Oricum, de dezăpezit, tot noi trebuie dezăpezit, că ei vin foarte târziu. Nu e adevărat. Ba, e adevărat. Nu e adevărat. Noi fără mai trecut și sunt. Noi fără drumurile județene, suntem morți pe drumul ăsta. Ei vin în fiecare dimineață, fiecare după amiază. Tot timpul, 7:30. Și o să venim noi cu mânătăriți. Cu cine? O să plătim noi, avem noi bani să plătim, da? Nu putem lăsa așa, nu? Lumea nu știe că Consiliul Județean sau... Hai că să vedem de unde știu treaba asta, nu? Dacă ne referim strict pe șanță, cu astea, deci am avut noi vizinții că s-au asfaltat ultima dată, ei au pus doar zona de protecție balastră, azi dacă vreți voi beton, puneți, vă dăm voi, vreți să faceți șanțuri, da, alei betonale, da. Fiind proprietatea Consiliului Județean, curtea de conturi ne permite să investim în lucru. Și investițiile noastre sunt canalizate tocmai pe șanțurile astea de aici, care tot ne dau probleme. Corect. Nu stă voie să investești, într-adevăr, doar pe asfalt. De la zona de protecție, șanțul și malul care sprijină proprietatea cetățeanului, avem voie. Legea spune clar. Dacă vă rog să-mi cer scuze, nu să fiu contradictoriu, dar verificați la drumul și vedeți că o să am verificat, și mi-a deci, da, și mie la, și la fel am avut o discuție și cu doamna Cristina Damian și spunea că dacă e consiliu, eu am o semnă mic și nu este de acord dacă nu este proprietatea, adică dacă administrați comunitatea. Atunci de ce l-ați cerut doar șanțurile? Și ce avem? Zona de protecție. Dacă uitați cum este formulat, să înțelegeți. Ia să vedem. Da, dar e vorba de scrie acolo, am că nu-i dat acum. Scris cu temporal. Temporalul ăsta cât e? Hai să facem o felomăria. Aici, în proiectul din hotărâre, scrie 3 ani. Să modificăm până la recepția finală a lucrării. Adică noi e un șans. Dacă terminăm în noiembrie, putem să predăm înapoi, dacă considerăm șansul de pe aici și vrem noi să facem. Dacă îl terminăm în aprilie, îl dăm în aprilie, la anul. Deci să modific, propun modificarea la articolul 1. O secundă. Cred că lucrările astea nu stau într-un sigur șans, sau dacă tot dăm, să facem o treabă ca lumea și propun și rectificare bugetară, să alocăm mai mulți bani. Asta o să fie o să fie și informatoare. După aia să avem în vedere și lucrurile de viitor, dar pot să mai vin și doar cu propunere. Dacă vreți să preluăm o bucată de drum din ăștia 4 km, adică să ne gândim bine, să studiem foarte bine, cât putem noi să dăm în recepție din ăștia 4 km. Un kilometru, da, kilometrul ăla nu răspunde drumurile județene, da? Răspundem noi pe bucata respectivă, unde într-un an de zile am dat în folosință trotuarul, șanțul și înfrumusețarea. Că, într-adevăr, înfrumusețarea nu constă în tăiat de ierbi. Am mai spus de 100 de mii de ori. Acolo trebuie să facem trotuare, trebuie să facem șanțuri, după care să mutăm proiectul de hotărâre. Dar dacă noi 3 ani de zile ne-am preluat, ne-am cheltuit toți banii, totul se duce pe apa sâmbetă, ce îi trețin. Ei nu investesc în șanță, da? Nu, nu, nu.
Ce înseamnă asta? Dacă noi nu votăm acest proiect de hotărâre, nu o să reușim nici noi să investim. Și o să stăm tot. Dacă îmi permite, până la urmă, dacă investim niște bani, nu se duc gata sănătate, ci rămân tot acolo. Exact. Și până la urmă, pentru comunități. Pentru comunități. Da. Dacă așteptăm să facă consiliul, nu așteptăm. Nu faci, nu faci, nu faci, nu faci, nu nu s-au făcut din părâsul ăsta. Și după aia mai trebuie să după aceea o să discutăm. Și de o rectificare. Vedem exact ce anume dorim suplimentar să facem. Că inițial era discuția de la din dreptul școlii, de suprafacă bucata de șanț până la birul în partea aia. Și dacă mai sunt în altă parte probleme foarte mari cu apa, sau cu pericol de circulație, traficul pietonilor, atunci intervenim și în altă parte, fără nicio problemă. Dar ăsta e scopul nostru și la asta se referă voința mea și proiectul de hotărâre. Eu consider că este o oportunitate să facem ceva aici pe drum, pe drumul grețean. Și porținea de la biserică. Da, și modificarea la proiect, la articolul 1, da, este în loc de o perioadă de 3 ani, până la recepția finală a lucrărilor, în loc de 3 ani. Adică, da, noi eu sper să termin, în primăvară sau când o... Vă mai întreb ceva, dacă nu puteți reformula, cum a spus dumneavoastră, perioada temporară și acolo ceva de genul, nu mai puțin de 3 ani, adică să nu dăm înapoi mai puțin de 3 ani. Nu pot să le citri să... Da, punem așa, până la recepția finală a lucrării, dar nu mai mult de 3 ani de la momentul luării în administrare a drumului. Terminăm mandatul. A, asta la anul, că nu știu, terminăm, nu? Da. Cum am vorbit să terminăm mandatul? La... Orice l-am vrut să am încheiat. Nu, discutăm. Nu mai am treabă. Deja, asta... Pe cine o să executați lucrările astea? Cu domnul vice și cu domnul Țavă. La momentul ăsta nu fie serios. La momentul ăsta nu, la momentul ăsta nu am răspunsul. Să vă zic, am dat drumul de azi, cu cine execută, cu cine nu mai se poate. Să nu merge pe aceeași. Băi, nu, că până au deja repetăm. Vice vrea de noi, nu ne-am consultat. Bă, cam cât ar costa toate alea, noi încercăm să prindem toată de oameni, că facem drum la drept, dar noi încă nu știm cu ce să mănâncă treaba. Noi o să votăm, da. Până o să intre, până să vedem cu ce firmă, cât o să coste și toate astea, deja ne-am fric. Păi ne-am fost de acord. Haideți să aducem o dată firma înainte. Da. Nu, pe consuls, domnule. Nu, deci noi dacă n-am votat proiectul ăsta, noi nu putem să luăm legătura cu nimeni, nu poți vorbești. Poți să faci post pe consuls cu oșirii, bă, poți. Cam cât ar costa, să avem un devizor mare, bă, cam atât ar costa. Simplu. Păi, dacă nu facem la rectificare, dar pentru rectificare o să aduc niște debiți de rectificare. Acum votăm, după aia vedem cu cine face, ce facem, important să fie făcut, nu? Eu aș vrea să lărgim curaște cu obiectivul ăsta, adică dacă tot facem și ne-am urmărat la chestia asta, haideți să facem puțin mai mult de atât decât porțiunea asta, adică să începem de la 3 cruci de la intrare până... Deci sunt la 3 cruci... Nu poți decât că timp peste momentul ei. Nu, deci 4 km tot, de aici până la Sarata. Așa, asta înseamnă în poate. Poate să mi-te unul de mașini? Eu, da, și modalitatea asta putem să ne strămânăm și să spunem. Să facem de la 3 cruci, dar pe acolo nu prea circulă pieton. No. Problema e aici, aici. Da, se fac alea, dar... Că se termină bani, nu se vede. Studiu, proiectarea și execuția și nu mai sunt bani. Măcar se termină de lucrări, că pe acolo. Da, da, da. Vă spus. Bun, oricum trebuie făcut asta. Asta e o necesitate, urgență, a văzut și inundații. După aceea amănunții de discuțiază și le punem în clar, că n-am cu problemă. Acum să obținem votul și în Consiliul Județean. Acolo e. Acolo e. Doar de coamință de aia. Nu, că scapă din credere. Nerdea, dar stă din 20 de ani. Luptele politice sunt prea mari în momentul de față și la municipiul național. Pe lângă chestia națională, la municipiu acum s-a oprit după ce a trecut alt bugetul și s-au aprins lucrurile. Chiar și domnul Benea a ieșit public cu niște afirmații foarte
Hai să facem. Nu-i subiect. Nu-i conferență. Hai să ne pronunțăm. Noi punem la apă. Da. Deci, dacă nu v-ați obiecție, hai să vedem. Cât? Deci, domnul Vici, nu sunteți la asta? Nu, nu, nu. Abține! A lucrat în loc. Bun, doi, trei, doi. Ar dori să vedem, ar dori prima oară să vedem cam la ce sumă s-a ridicat. Nu se știe. Să ducem. Nu se știe. O, cum s-a urmărat? Nu se știe. S-a urmărat, nu e, s-a urmărat. Nu se știe. Putem la urmărat? Nu, dar s-a urmărat. La urmărat, trebuie să urmărat. Da, ne s-a urmărat. La ședința pe comisie, puteți cere amănunte și în ședința ordinară, voi veni cu precizări. Când la ședința pe comisie, da, se pot face diferite întrebări, diferite. Și astăzi la ordinară veneam cu o clarități, cu o lingurisă. Asta trebuia ieri. Păi da, cu clarificări. Ieri trebuia să... Aici nu e vorba de bani. Că dacă facem o rectificare și spunem că nu investim nimic, nu să nu investim nimic. Poate că noi nu suntem obligați la nimic. Trebuie să investim acolo. E păcat că... Cum mai ușor, ar fi fost un metru liniar de șans că în zona noastră pleacă de la sumarea până la sumarea. Noi am avea... În ziua de astăzi e foarte greu să faci acum o sumă sau cu tine. S-ar trebui să vorbim de una și peste 3 luni să vorbim de alta. Păi și le-a spus la sumarea până la așteptăm peste 2 ani. Să mă dea să vorbim. Noi când am votat... Când am votat proiectul de buget, da? Am alocat acolo 150 de lei, da? Da, câte lei? Și suma eu avea în putere, da? Amenajare, potențe și reparații. Asta nu înseamnă că sunt județean, potențe nu de-a județean. Avem asta județean, de ce am luat județean? Păi, câte dată și luăm în... Unde mai? În ce luăm județean? Deci a trecut proiectul? Da. Cu câte lei? 10 voturi pentru și 4 abține. La punctul numărul 7, 8 este, are prevederea din asociația de dezvoltare și anume primirea poate de revistă în calitate de membru la asociația de dezvoltare între comunitară Bacău și automat modificarea actului constitutiv statutului acestea. Întrebări. Da. Aici că în lipsa domnului primar, doamna administratorul public semnează în numele dânsului. Da. De ce nu semnează domnul Benone, fiind viceprimar? Pentru că e proiectul de dezvoltare și așa am gândit că e... Am înțeles. Dar nu credeți, dar noi, ca și comunitatea, am fi mai reprezentat. Da, mă rog, până la urmă. Dacă aveți un amendament, puneți ce putem supune și trebuie la urmă. Pot formula amendament, ok. Supun spre aprobare înlocuirea doamnei administrator public cu domnul viceprimar. Pentru a semna în lipsa. Din punctul meu de vedere, nu am nicio problemă. Și atunci, de ce mai este doamna remunerată? Pentru ce? Deci, suntem de acord ca domnul Vice să preie conform Constituției României, nu? În lipsa domnului primar, domnul viceprimar își preia atribuțiile. Păi acum ce facem? O trimitem în concediu. Hai să preluăm. Noi mai dăm cu atribuție din doar cea și să rămână în concediu. Că e ca mai, vă spun sigur. Pentru că... Acum nu că ții cu doamna, nu știu că cine, da. Nici nu mă interesează. Deci persoana, n-am nicio treabă. Ea s-a făcut și cu toată corespondența cu Adip și știe în fiecare moment tot ce se întâmplă acolo. Și ea oportun ca ea să, în lipsa mea, să aibă în vedere, să aibă această obligație. Domnul Calacu, ce te deranjează pe tine? Eu nu te deranjează, că am lăsat-o. Nu, nu, nu.
Haideți să luăm și de ce. Consider că un viceprimar nu trebuie să facă muncă fizică. Mă scuzați. Dacă întrebi la articolul 132. Eu știu ce spune. Primarii pot delega calitatea lor. Viceprimarul administrativ. Cum se știe? Și așa mai departe. Știu, credeți-mă. Bun. Dar eu vreau să spun altceva. Dacă domnul viceprimar este într-un loc și face o muncă într-un loc, el nu mai poate fi în alt loc. Adică, cred că ar trebui să contractăm niște firme, da? Și domnul viceprimar numai să le dirigeze, să le gestioneze. Haideți puțin să nu iei toate atribuțiile domnului viceprimar. Din prim parte, pentru dumneavoastră, fișa postului viceprimarului, e atributul primarului, da? Dar primarul spune exact ce îi revine viceprimarul, prin locul local. Da, dar e legea. Dacă considerați așa, eu vă respect opinia, asta e la care mea și... Asta e... Da, dacă vreți să fie doamna, acolo mai. Vă mai susțineți amendamentul, domnul Casacu? Îl susțin, da. Ok, supuneți prea amendamentul propus de domnul Casacu. Câte amendamente? 6. Nu știu dacă am numărat pop. Erau? Deci. Eu sunt, azi sunt înțelepte. Eu sunt, eu cum am organizat aici în instituții, doamna administrator public trebuie să pute de problema asta. Ăsta e punctul meu de vedere. Și așa e nevoie. Domnul Cazacu are altă opinie. Supunem la vot amendamentul domnului. Repetăm votul. Vă repetăm că ați... Deci ce este pentru... Pentru mâinile de sus. Deci avem așa. 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Mai erau un lucru? 6, domnului. Ceilalți sunt pentru... Păi mai este domnul Lipsă, mai este... Alte modalități de a vă exprima, nu aici acum. Mai parlament de pensie? De ce mai se poți fi atunci? Bun. Deci 7 au fost cu modificarea, da? Și cine este de acord cu forma propusă de către mine? Mă n-ați spus. Putem iar ce știți? Păi pentru cine cu forma depusă de mine. Și cine este... Deci pentru amendament. 7 voturi, așa, și pentru forma, proiectul propus de către domnul primar, cine este pentru? Cine este pentru? O trecută. Aveți 5 în sală, pe deci a fost 7-7. Păi nu aveți 7-7. Păi nu aveți 7-7. Sau cum? Că nu înțeleg. Deci dumneavoastră, haideți că e de arăt, nu se poate așa, adică dacă noi ieși, revenim la amendament. Deci amendamentul a primit 7 voturi, da? Da? 7 voturi, și nu a trecut. Cum nu a trecut? Păi avem un voturi. Păi la amendament, ca să susțin un amendament, ai nevoie de 8 voturi. Da. Aia aveți? Da, da. Unul este, da. Deci domnul domnul așa, nu votează. Deci sunt 14 ani. Da. 7-7. Iar legalitatea votului domnului Pazari trebuie să o vedem, pentru că eu știu că este online. Este singura formă acceptată. Eu dacă vreau vă dau citire votului exprimat de către domnul Pazari. Dar degeaba am dat să iei citire. Trebuie să respectăm legea. Trebuie să spun online. Pe telefonic, online spunea da sau nu.
S-a făcut asta ședință la Bacău, așa s-a făcut. Așa s-a făcut. Deci la noi n-avem regulamentul la Bacău. Să nu facem confuzie. Avem regulamentul este național. Dacă... Să-i consultăm și le știu. Nu? Nu? Ești în un bol 5 minute. Da, oricum pe mine să nu mă deranjează cine se vrea. Ne consultăm pe mine atunci și supune din nou. La diverse, cine se scrie? Eu. Ok. Haideți să dăm citire la diverse. La cineva? Da. Mă scrie și la diverse. La cineva? Nu, 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 da, da, prezentă. Domnul Domnul. Bun. Am o problemă, nefiind jurist, întreb cum se poate supune la vot. Propun ca toate casele care nu beneficiază de șosea, la toate proprietățile care nu beneficiază de șosea în comună, să se reducă impozitul pe case și pe mașini cu 50%. Ok, acest proiect al hotărârii trebuie discutat în luna decembrie, atunci când s-a produsat și în hotărâre. Că altfel noi am votat o formă pentru anul 2022. Pentru anul 2022, da, în luna decembrie, veniți cu un amendament și o să supunem la până atunci am fost. Nu putem. Nu. Nu. Nu, pentru că nu vă dau pe formă în care am dat, dar ar putea să ajungă așa. Bun, aia e la tribunal, așa, următorul. Eu nu știu că am mai discutat cu problema asta, însă e urgentă, pentru că cu rețeaua electrică a școlii, ce putem face noi? Pentru că, în continuare, doamna contabilă de la școală spune că ea nu are autoritatea asupra banilor aceia să facă o asemenea investiție. Și noi, din bani, știu că am atribuit bani pentru energie, pentru rețeaua electrică și pentru reparația clădirii cu sala de sport și biblioteca. Nu știu, să, mai ales acum că e vacanță, nu sunt copii atât de prezent, atât de mult prezenți la școală, poate reușim măcar să începem ceva. Că e în continuare un pericol. Din punctul meu de vedere, stați deschiderea. Principala problemă este cea de avizare la ISO. Am luat legătura cu domnul Cola, cu care a făcut o parte din documentație, atât pentru școală, cât și pentru căminul cultural, respectiv primărie. Și urma să ne să revadă documentația, este ceva documentație. Se chemă cei de la ISU ca proiectarea pe care o facem să fie în anumite norme, anumite standarde. Rețeaua trebuie refăcută în totalitate, doamne. Acolo, acolo trebuie proiect, unul, păi, doi, trebuie. Am alocat și am alocat în bani. Să facem, hai să... Am dat pentru rețeaua electrică. Pentru rețeaua electrică am dat bani școlii ca să-și facă școala, școală. Eu nu știu exact cum formulați-mă atunci, pentru că ei au, din ce am înțeles, banii pentru investiții mai mari, cum spunea doamna contabilă, nu sunt administrați de către școală. Deci doar primăria poate interveni. Criteriul nu este suma, ci modalitatea cum votăm noi proiectul de buget. Nu e o sumă, da? Adică nu mai știm în ce formă a fost aprobată suma respectivă pentru rețeaua electrică. Dacă a fost ca investiție și atunci să fie din partea primăriei sau... Bun. Eu mâine am să merg la, sper să găsesc pe cineva aici la școală. Mi se pare că sunt la un program de Erasmus, să plecați. Da, este da, la doamna, o să vorbesc cu doamna contabilă, doamna administrator sau ce ne-i. E doamna contabilă, este da. Am să știu. Să vedem exact ce documentație au ei și ce documentație avem noi și ce ne-a dat. Adresele s-au tot făcut și nici am înțeles, a trimis chiar către primărie, doamna director și... Au rămas așa.
Trebuie să facem o rectificare ca să luăm în altă parte, să băgăm acolo, pentru că cred că toată instalația școlară a fost loc să mare. De asta mă gândesc, oricum, reabilitarea termică pentru cealaltă clădire, pentru clădirea Sfântul Haret, oricum nu cred că intră realizată anul acesta și prin rectificare bugetul poate reușim să ne oprim partea asta. Atunci eu mâine mă voi deplasa la școală și o să vedem exact, să stabilim procesul. Și la următoarea ședință o să vă spun exact. Da, în următoarea problemate s-au scumpit materialele electrice foarte scumpite, 45%. Și spune doamna Monica, o să are dispozitivul de facultate? Nu, nu, nu. Dar aici vorbim de instalație de instalație și e aici problema. Centrala, dar cred că o să fie dat în ziua să aveți să facă așa cum am sau. Bun. Următorul. Domnul deputat Dobel. Da, referitor am fost la marcat. La pădurea drumului care nu sunt reținute, va de mama lor. Lumea trebuie să-și aducă materialul nostru să se încălzească. Deci, ar trebui să puneți utilajul în funcțiune, știu, și cel puțin drumurile principale care fac legături cu pădurile proprietare, poate, și chiar... Păi, acum, nu spun nicio, dar anii trecuți chiar când era de loc. Nu știu, întreabă doar. Domnul Preț, având în vedere ce se dispune. Eu am luat de două retreținam și... O să avem în vedere, noi în momentul ăsta lucrăm și în OSD-ul și aici, cu bol de excavatorul, mai mergem și prin comună, eventual să mai fie un bol de excavator să pună drumuri de la anumite drumuri. Păi tocmai, dar nu trebuie ca coadă. Unde să facem? Violul de acolo să reșim, trebuie să dea drumul să spun. Ok, o să... De săptămâna viitoare... Drum parțial am fost. Trebuie ca coadă, dacă te duci gândul degeaba, faci o majoritate, eu nu mai poate să treacă. Am înțeles. Eu am notat și o să săptămâna viitoare o să procedăm. Da, și dacă am mai putea, nu știu, credințele astea ordinare să le punem mai ziua, mai... Deci, spre seară, fac și eu. Am mai propus o dată că să fie la 15, am rămas tot la 16. Eu am venit în întâlnirea consilierilor, pentru fiecare un loc de muncă are ceva și eu știu când eram consilier, venea greu să le fie la locul de muncă. Pentru asta, dar legiuitorul a prevăzut treaba asta, că dacă ești ales local, beneficiezi de... Beneficiezi, dar de multe ori dacă lucrezi cu copiii, lucrezi cu în anumite domenii, nu poți fi la așa. Privat, acolo e privat. Nu știu. Ne-am asumat, fac și-o bără. Ai candidat pe o listă, ți-ai asumat și de-a noastră. Bă, vrei, o să trebuiască de două ori pe luni, trebuie să-l fixez sau... Asta nu înseamnă să începe la 12 zile. A fost la 10, poate la 10 la 11, a fost ședința pe comisie, pe urmă începea ședința ordinală. Tu principal nu ești un angajat. Eu sunt un angajat. Mie nu dă voi patru ca să vin eu sau să plec la serviciu când vreau. Corect. Eu nu pot să fac chestiile astea. Nu răspunde treaba asta. Da, da. Ți-ai asumat-o. Păi mai ne-am asumat-o. Bun, nu tot așa la ideea, nu? Nu, nu. Paranteză, nu? Domnul... Hai să mergem în ele. Aveți ordine, dumneavoastră, domnule, ce n-am pus. Dumneavoastră s-a stabilit numai ordinea, nu știu cine și mi s-a pus la domnul Cutacu, hai ceva spune, dacă nu lăsați omul să zică tot ce. În problema întrerupere de aseară apă. Deci multe lume a fost în momentul în care se întrerupe apa, chiar dacă nu-i avare sau ia vatru tot, măcar să anunțăm ceva, că oamenii să-și oprească un pic de apă. Acum, a fost anunțat la difuzor. Zonarul Marmi. La difuzor nu e o funcționalitate a comunei. Și vă spun un lucru. Un comunicat.
ca fiecare noi facem, dar este secetă pe toate canalele și se folosește. Apa noastră este menajeră, adică e calculată, toată instalația noastră e calculată pentru mașini de spălat, spălat și așa mai departe. Așa, nu vreau să... Să uzi. Dar, în condițiile în care e secetă și se udă foarte mult, o să rămânem fără apă. Deci asta e... Să mai facem și niște controle atunci. Aș dori să voluntari care să meargă în control să vă spun. Eu m-am fost, n-am mă și cum, sub, ce, ce prezinți proprietarul, ce știu că sub, sub ce... Deci consilier și vede că mi-a adus grădina. Ce putere e ca consilier să intri în curtea omului? Nu, 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 nicio putere, nicio. Faci o poză, nu, nu, aici, aici e vorba de înțelegeri, dacă înțelegeri. De bun simt, frate. De bun simt, frate. Avem agricultură, eu prima oară am oprit pe Sarata. După aia, când am văzut că efectiv nu facem față, trebuie să lăsăm pe șereze bolul din lui, i-am oprit un pic deosebit. Aici oamenii n-au zis că nu sunt de acord că s-au întâmplat sau, sau sunt de acord. Da. Problema e ca să fie anunțat. Nu putem să-i anunțăm din anumite. De ce nu? N-ar fi, eu vă seama că dacă, dacă anunțăm, fiecare fel de provincie și ne-a terminat, s-a zis să-mi douăți de părat. Bun. Aici, aici, pe perioada în care este secetă, da? Nu plouă. Știm că toată lumea mai uită grădina, mai una alta. Atunci fiecare trebuie să aștepte oricând, că poate să te ia 2, 3, 4 ore fără apă. Asta e... Asta e. Eu propusesem ca să nu rămână comuna fără apă, un proiect în științare, toți cei care nu mai aparțin de Luizi, dar repede, aveți timp 12 luni de zile, vă căutați sursă de apă. Nu am să discutăm un proiect. Dar am discutat treaba asta înainte de... Treaba, aici problema dificilă. Nu este. Este una juridică și anume, când noi avizul și toate proiectele, am fost luați în considerare și finanțați, împreună cu Talpa. Cu n-am spus Talpa, mă, vreau ca să spun. Dar pe Talpa avem consumul cel mai mare. Talpa e al Sarata... Prin investiție, căsumul Talpa aparține de instalația asta din Luizie. Nu prea bine acum, nu-i dă nici apă romane. Ideea e că dacă nu anunțăm înainte... E drept, dar am niște condiții. Când în drumul la apă, din urmă. Tot să-și umple bazele. Știi că ei atunci n-au știut și au rămas fără. Fără. Da. Și când o dat drumul la apă, care mai de care îl pământă cu toaie de la regine. Ia să-mi opresc acum. E păire de mâine, păire de jocate. E cultă aici, la aici. Domnul Ilea, piscina... Domnul Calat. Pe moment. Piscina de la domnul Cojocar, da, se umple o singură dată pe an, da, cu cerere prealabilă către primărie, ea l-a programat în luna mai, și-a umplut piscina, a plătit factura și de atunci nu mai umple. Deci nu-i convine nici lui să umple pe prea multe ori. Deci nu e aia pauza. Și eu inițial că trebuia fi una dintre cauze. Dar nu-i pauza. Domnul Romica știe destul de bine de câte ori am fost în zonă. Da, nu. Deci el, el și-a umplut și după aia o tratează. Atâta timp nu mai. Deci, deci, perioada de timp, cred. Avem un fost. Așa, 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 așa am putea să ne punem la masă și să vedem care sunt oficiile de aici. Dar avizul ca să, dacă nu are instalație de tratare apă. Nu-i de avizul, nu-i de... Vă să vină poate și toate. Altcineva? Domnul Cazată. Da. După aia, domnul... Domnul consilier Ilieș mi-a luat. A, a, problema are. Bun, atunci am eu la... Nu, lucrăm la centru. Dacă când vine și vede boschetarul aia... Acum te... Aveți o firmă? Asta am întrebat, am înțeles? Deci, nu, asta trebuia să spuneți, duc îndrept în teren. Deci, am dat terasarea și atent, o facem noi. Avem o de sau acolo, tot am gândit. De asta vorbim. Mai bine când se mai dă prima încoadă. E pare firmă. Bun, domnul primar. Mai am o adresă din partea prefectului și
Și anume, prin ordinul acestuia, trebuie să analizăm, de fapt, ne recomandă, domnul Tazac, o secundă, ne recomandă proiectarea unei steme, se referând că aici poate adresa generală, județ, municipiu, oraș, comună, și trebuie, avem o ordonanță, un HG, o hotărâre de guvern, din 25.2003, în care ne spune metodologia de elaborare. Așteptăm la dumneavoastră sugestii cu privire la alcătuirea unei steme. Stema o stemă. Da. Avem sugestii, nevoie de sugestii. Avem și acolo vin mai mult cu idei, când poate avem specialiști în grafic, în viața. Se prea poate, da. Acum avem domnul invitat, aveți cuvântul dacă doriți. Înainte de sistemul părerea mea, să punem numele la străzi, nume de străzi. La numele de străzi. În luna martie 2022 o să fie recensământul pe populație din Călugăra, ni s-a recomandat de la statistică să nu mai amestecăm numele. Și abia în 2022, din martie, după ce face recensământ, o să punem denumiri la străzi și ne arătăm din nou. Asta e impedimentul. Și dacă e posibil, având în vedere că străzile astea sunt destul de multe, să se facă sensuri unice sau ceva. Am avut o corespondență și am solicitat domnului șef de post să, de exemplu, în zona dumneavoastră acolo, să stabilească care să fie într-o parte și care, adică sensul. Aceeași problemă. Acolo măcar mai ai unde să te refugiezi, dar pe pământ, pe părul e canalul acela. Dar efectiv n-ai ce face dacă nu reglementăm pe mine. A cineva? Dacă vă m-ați invitat, ieși din garaj, ieși pe poartă, trec cu o viteză de nici nu știi de unde se poate mă arată tot nu. Să stabilim noi aici dacă este oportun să punem dorul sau nu. Nu. Trebuie noi să... Nu este o soluție. Dar trebuie să fie o soluție în care să oprim viteza. O soluție este foarte simplă, să fie... Nu în comună, în mijlocul, nu știu, drumul. Da. Vreau să montează cu un limitator de la că vrea. La domnul Ilies am mai zis eu că se poate pune. Că aveți dispensarul veterinar acolo și instituții. Sau cabinetul veterinar. Și acolo se poate monta. Se pleacă cu o viteză. Da, am vin din deal, chin cu primul. Da, exact. Avem noi și bani de montat, crezi că alea costă, punem un drug în drum. Păi da, dar stați puțin, toate comunele sunt de-au bani. Au toate comunele așa ceva. Toate comunele cu o comunitate. Nu neapărat, dar am văzut. Noi suntem la toții, dar așa se spune. Dar așa se spune. Dar așa se spune. Da. Bun, te dedicăm ședința. Mulțumesc frumos.